au comunicat că vor să fie alături de copii de matematică. Adică surpriza mare este, în raport cu alte olimpiade, când au auzit de matematică, au spus, da, ceea ce demonstrează că și în comunitate, în societate, sunt oameni care gândesc la ceea ce înseamnă valoare. Valoarea reprezentată la nivelul acesta deosebit olimpiade școlare. Încă o dată felicitări și vă așteptăm la Piatra Neamț. Vă doresc să vă bucurați acum de primirea premiilor. Cred că v-ați bucurat și aseară și ne-am bucurat împreună. Ele profesori de ultima seară, să spunem, a olimpiadei. Felicitări! Și continuăm cu cuvântul domnului Andrei Caravelea, primar al municipiului Piatra Neamț. Bună ziua din nou, copii frumoși și deștepți, așa cum v-am salutat prima dată la venirea voastră în Piatra Neamț. Sunt mândru de voi, sunt foarte mândru de voi și sunt deosebit de onorat că Piatra Neamțul a fost gazda voastră zilele astea. Și sper că a fost o experiență plăcută pentru voi. Puteți să-mi spuneți dacă așa a fost? Pentru câți dintre voi a fost o experiență plăcută? Super! Mulțumesc mult! Și câți dintre voi veți reveni la Piatra Neamț? Nu vă întreb cum și când, poate cu altă olimpiadă, poate ca turiști, poate ca vizitatori sau poate chiar ca locuitori. Câți dintre voi veți reveni la Piatra Neamț? Mă bucur mult! Vreau să știți că voi, olimpicii de astăzi, sunteți elitele de mâine ale țării. Și vreau să vă mențineți tonusul, competitivitatea, să vă stimulați și mai mult, să rămâneți performanți, să rămâneți cei mai buni și să îndrăzniți să visați. Și poate chiar să îndrăzniți să rămâneți, să vă dezvoltați carierele acasă, pentru că aici avem atâtea lucruri de făcut. Vreau să vă mulțumesc pentru performanța în educație, pentru că voi puteți fi modele pentru cei din generația voastră. Ferice de părinții voștri și ferice de profesorii care v-au îndrumat, pentru că ei pentru asta luptă. Atât părinții cât și profesorii se încarcă pozitiv din rezultatele voastre. Spunea domnul profesor Gherghe foarte bine că nu neapărat cei care vor lua premii sunt câștigătorii acestei olimpiade. Toți sunteți câștigătorii acestei olimpiade pentru că ați ajuns până aici. Dar câștigătorii se vor defini cu adevărat de astăzi înainte. Cei care își vor urma în continuare și se vor hrăni din această experiență și vor dori să rămână competitivi. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea impecabilă a acestui eveniment. Directori, profesori, comitetul de organizare și, în mod special, îi mulțumesc domnului inspector școlar Mihai Obreja, care și-a încununat astfel o carieră de succes în fruntea învățământului nențean. Îl felicit pentru toată cariera sa și vă rog încă o dată. Felicitări încă o dată tuturor și vă doresc tot succesul din lume în drumul vostru de astăzi înainte. Vă aștept cu drag din nou la Piatra Neamț și, în ultimul rând, sărbători fericite vouă și familiilor voastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru recunoștință. Emoțiile m-au dus un pic departe. Vreau să mulțumesc în mod deosebit și colegului meu, director de la Petrolare și domnul Niciuc, este aici în sală, școala în care eu am lucrat 30 de ani și care a răspuns din prima, cum se zice, și am înțeles, și cred că am înțeles bine, chiar știu că acolo au fost cele mai bune condiții pentru desfășurarea probei și nu numai. Colegii mele, doamna director Livia Nicolae, de la Colegiul Cartianu, doamne director de la Colegiul
Calistrat Hogaș, domnule director margine de la Colegiul Ștefan cel Mare Târgu Neamț și alți colegi care nu au fost în față, poate toți, dar au sprijinit din plin desfășurarea acestei olimpiade. Și vreau să le mulțumesc. Vreau să mulțumesc și profesorilor de matematică, profesorilor însoțitori. Vreau să transmit felicitări și profesorilor care au pregătit copiii și au pregătit foarte bine. Vreau să-i felicit și pe colegii profesori din Comisia Centrală, pe domnul profesor universitar. Ceea ce apreciez în mod deosebit, modul cum au lucrat. Eu vin din urmă 3, 4, 5 luni, poate unii nu știu cum se nasc aceste probleme, cum ajung să apară pe foaia dumneavoastră de concurs, câtă corectitudine există. Și toate acestea au asigurat o competiție deschisă, curată și în interesul copiilor. Și pentru asta felicitări. Mulțumesc! Mulțumim pentru mesaje. Pentru o bună desfășurare a festivității de premiere, înainte de a da start citirii rezultatelor finale, facem următoarele precizări. La strigarea numelui, vă rugăm să intrați pe scenă pe partea mea stângă, veți prelua diplomele și medaliile, apoi vă veți îndrepta către masa așezată în partea dreaptă, unde veți semna pentru premiile acordate. Vă rugăm, pregătiți din timp cartea de identitate pentru a nu se crea aglomerație la ieșirea din scenă. Mulțumim! Am o rugăminte. S-ar putea să nu se întâmple, dar de multe ori se întâmplă. Vă rog ca după ce vă luați medalile să rămâneți în sală. Cei care își iau medalele la început, să se gândească ce ar fi să fie singur în sală și să-și primească medaliile. Deci e frumos să stăm, să-i așteptăm și să-i aplaudăm pe toți până la sfârșit. Dar poate nu se întâmplă. Am preventivă. Începem festivitatea de premiere cu clasa noua. Domnul profesor Liviu Cătălin Gherghe va înmâna premiile și medaliile. Astfel, clasa noua, medalia de bronz se acordă următorilor candidați. Dimulescu Vlad Mihai, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, sector 1, București. Marcon Gabriel, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Slăvoiu Adrian, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Diaconescu Bergunescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică Constanța. Coroșan Mitnea Sașa, de la Liceul Internațional de Informatică din București. Caleta Andrei, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Ceapă Diana Georgiana, de la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Darie Andrei Sebastian, de la Colegiul Național Alexandru Blahuță, Râmnicu Vâlcea, medalii de bronz. Continuăm cu Dinu Mihai, de la Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, Jurcă Tudor, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara, Togan Teodor Bogdan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, Lascăr Robert, de la Colegiul Național Costache de Tuții din Iași, Militariu Mihai, de la Colegiul Național Ion Cevretianu, Pitești, județul Argeș, Ștefănescu Ecaterina, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, sectorul București, Bâzgă Nicolescu, de la Colegiul Național Ion Cevretianu, Argeș, și Grețu Sebastian Ilie, de la Colegiul Național Roman Vodă, Neamț. Medalii de bronz.
Mergeți în partea dreaptă. Continuăm cu Iordache Rareș Mihai, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1, București. Iureș Alexandru, de la Colegiul Național de Informatică Matei Pasarab, Râmnicu Vâlcea. Tanislav Luca Andrei, de la Colegiul Național Ienăchiță Păcărescu, Târgoviște. Bischin Daniel, Colegiul Național Gheorghe Lazar, Sibiu. Medalie de... Dimulescu. Dimulescu. Lucian Andrei, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, medalie de bronz. Breje Nora Alexandra, de la Colegiul Național Silvania Zalău. Irina Răzvan Mihai, de la Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal Arad. Și Ungureanu Lorin Dimitrie, de la Colegiul Național Carol I Craiova, județul Toș, medalii de bronz. Medaliile de argint. Îi așteptăm alături de noi pe Cioranu Andrei Patrick, de la Colegiul Național Mircea cel Vădân din Constanța. Popescu Daria Maria, de la Colegiul Național Mihai Viteazul, municipiul Ploiești. Harm Daria Lisa, de la Colegiul Național Emanuel Dorțu Oradea. Iordan Mihnea Ienuț, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Barta Zagoni Ciongor, Liceul Teoretic Boia Farcaș, Târgu Mureș, medalie de argint. Mergem mai departe, tot cu medalie de argint și mențiune primită din partea MEC, următorii. Ghițescu Cosmina, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1, București. Greșoiul Liviu Andrei, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Mușat Tudor Ștefan, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Benescu Alexandru, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Chifu Andrei Rareș, de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, Bacău. Popescu Tudor Dan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3. Ilie Matei Cristian, de la Colegiul Național Costache Negruții din Iași. Lazar Ovidiu Cristian, de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Șerban Radu George, de la Colegiul Național Unirea Târgu Mureș. Voicu Tudor Cătălin, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1, București. Untesu Alexandru Andrei, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București. Mențiune din partea Ministerului și medalie de argint. Continuăm cu medaliile de aur și mențiune acordată din partea Ministerului. Boiagiu Ana, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, Sector 3. Melega Teodor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București. Și Ciurea Pavel, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.
premianții mei vor mai primi din vorba partea fundației vor primi din partea fundației Upper Education câte un voucher de valori diferite. Cei care au primit premiul 3 e un voucher de 500 de lei, cei care au primit premiul 2 de 750 de lei și cei care au primit premiul 1 un voucher de 1000 de lei. Scrie acolo ce e făcut, mulțumim fundații și apreciem lucrul acesta, deci să nu uităm. Mergem mai departe cu premiile 3, 2 și 1. Diaconescu Alexandru Tași Țerin de la Școala Germană Internațională Spectrum Ploiești, premiul 3 și medalie de aur. Stan Ionuț Gabriel de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București Sector 3 a obținut premiul 3 și medalie de aur. Continuăm cu premiul 2. Balaur Francesca Maria, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ipate Elisa Florentina, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3, premiul 1 și medalie de aur. Și Vida Andrei, de la aceeași unitate școlară, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, premiul 1 și medalie de aur. Evita, așa să zicem, monotonie. De fapt, nu e vorba de monotonie. Pentru variație. Între premiile claselor se vor acorda premii speciale și aș vrea să îmi permite să prezint un premiu tare drag mie. Și e un premiu care poartă numele unuia dintre cei mai mari problemiști pe care i-a avut România, dacă nu poate cel mai mare, din toate timpurile, este vorba de domnul profesor Panaitopol. Profesor la Facultatea de Matematică și Informatică din București, dar profesor care a fost alături de Olimpiadă mulți, mulți ani, de lotul olimpic, propunător de probleme, inclusiv Olimpiada Internațională. Și acum mai bine de câți ani? De 12 ani, acum exact 12 ani, a apărut ideea de a premia, de a da ceea ce se numește, mă rog, de a numi șeful de promoție. Și de a da un premiu elevului de clasă, sau elevei de clasa a 12-a, care a avut cele mai mari performanțe naționale și mai ales internaționale în lungul perioadei de elev. Și de fiecare dată sunt mulți copii foarte buni, de fapt toți sunt foarte buni și este greu să alegem. Sincer, anul acesta a fost mai ușor să alegem. Și Consiliul Științific al Olimpiadei a hotărât să ofere premiul Panaitopol unei eleve model. Unei eleve care, deși în clasa 12-a, deși avea, nu mai avea nimic de demonstrat, având deja medalii la Olimpiada Internațională,
având medalii la Olimpiada Balcanică. Din câte știu, acceptat în cel puțin o universitate de prestigiu. A continuat, repet, deși în clasa 12 a continuat să lupte pentru ea, dar și pentru, până la urmă, reprezentând România anul acesta, obținând al doilea punctaj la Olimpiada Europeană a Fetelor. Și o invit pe scenă pe Diana Țolu, promoție și pe doamna Pamentopol, care va oferi și oferă doamna Pamentopol, soția ilustrului profesor Panaitopol, pe care v-am dorit. O rog pe doamna Pamentopol să spună câteva cuvinte. Îmi cer scuze că o să citesc, dar emoțiile mă complexesc. Primul motiv pentru care se întâmplă asta este legat de faptul că sunt peste 10 ani de când acord acest premiu care să onoreze numele soțului meu, profesorul Laurențiu Panaitopol. Acest premiu există nu doar ca o datorie a mea în acord cu prietenul tău sau de o viață, de a iubi matematica și a face și pe alții să o iubească în egală măsură, ci și ca urmare a multor generații de elevi și studenți, mulți ajunși și mari profesori care m-au încurajat și susținut de multiplele inițiative care îi port acum numele, amintind aici cu speranță concursul național Panaitopol pe care mi-aș dori revenit în calendarul competițional din anul școlar care vine. Al doilea motiv este că în seria premiilor Panaitopol este a doua oară când premiul este acordat unei fete, în cazul de față elevei care anul acesta la EGM au obținut medalia de aur și un formidabil punctaj, fiind a doua clasamentul EGM. Este că am în fața mea cei mai meritoși elevi ai României, mințile cele mai organizate și care sper că, deși viața îi va duce în toate colțurile lumii, gândul la momentele de sărbătoare ocazionate de premierele la Olimpiadele de Matematică îi va face să sprijine la rândul lor educația matematică din țară. Cu speranța că pe mulți dintre voi îi voi regăsi anul viitor la următoarea premieră, nu pot decât să vă urez să creșteți în performanță și să dați mai departe dragostea voastră pentru matematică și raționalitate și celor care vă vor urma. Este o bucurie în fiecare an să ofer acest premiu. Mă rog, cât am putut și eu să spun, adică 5.000. Aș vrea ca peste 7 ani să primesc ceva acest premiu. Și iată că acum, peste 7 ani, cu foarte multe emoții, am reușit să obțin acest premiu. Însă, gândul la drumul pe care l-am parcurs mă copleșește, pentru că drumul nu a fost deloc ușor. Am avut multe nopți în care nu am dormit, gândindu-mă la diverse probleme. Am avut momente în care spuneam că o să mă las de matematică, că e prea greu, însă niciodată nu s-a întâmplat. Și trebuie să recunosc că n-am niciun regret, pentru că acest drum a fost minunat. Țin să le mulțumesc tuturor profesorilor minunați de care am avut parte și pe care i-am întâlnit. A fost o adevărată onoare să colaborez alături de ei. Țin să le mulțumesc părinților mei, pentru că ei mi-au dat aripile acestui vis.
și țin să vă felicit pe toți cei prezenți aici, pentru că consider că ceea ce ați ales voi să faceți, să participați la această olimpiadă, este ceva cu adevărat nou. Mulțumesc! Eu acest premiu, dar el se va da în continuare, am avut grijă de asta încă foarte mulți ani și vă urez să vi se împlinească dorința de a-l lua. Mulțumim pentru invitarea lui. Mergem mai departe și continuăm cu clasa a 10-a. Mențiune de onoare, Giuran Gabriela, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea. Lupașcu Andreea, Colegiul Național Vasile Alexandri, Galați. Turturea Delia Monica, de la Colegiul Național Traian Drobeta Turnu Severin. Aș vrea să explic puțin, poate e ceva nou. De anul acesta, și poate de asta sunteți puțin uimiți, de anul acesta, Societatea de Științe Matematice a hotărât să ofere pe lângă medaliile de aur, argint și bronz, după modelul de la Olimpiada Internațională, o diplomă care se numită mențiune de onoare acelui copil, elev, care nu a reușit să obțină o medalie, dar a rezolvat, a avut o rezolvare a unei probleme care, la care a obținut măcar 6 puncte. Deci, toți, aceasta este, mă rog, explicația acestei, o definiție acestui, să zicem, trofeu, este un trofeu și deci îi invit pe cei care și-au numele să vină pe scenă să-și primească, să-și primească diploma, evident, dacă sunt aici. Încă o dată. Sigur, reluăm diplomele și distințiile la clasa 10-a. Giuran Gabriela, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea. Lupașcu Andreea, Colegiul Național Vasile Alexandri din Galați. Turturea Delia Monica, Colegiul Național Traian Drobeta Turnu Severin. Drăgan David Andrei, Colegiul Național Dimitrie Cantemir din Onești. Blăjuț Alexia Priana, Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Gridan Antonia, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăștie. Popescu Bianca Maria, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Manta Mihai, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești. Cristea Beatriz, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu. Epure Darius Dorin, Colegiul Național George Coșbut Motru. Morar Herlea Cezar Andrei, Colegiul Național Emanuel Dorsul Oradea. Iuliau Cătaris Andrei, Colegiul Național Ecaterina Teodorului Tăgujiu. Bolborea Radu Ionuț, Colegiul Național Ion Minulescu Slatina. Mateș Andra, de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare. Ariciu Maria Emilia, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Margarit Andrei, Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci Brăila. Marin Crina Beatrice.